Salut, eu sunt Gicu, am cumpărat iarăși semințe de bananier, Musa Velutina de data aceasta. Și îmi place bananierii, am cumpărat din Marea Britanie, de pe eBay și tot de la același vânzător, că știu că semințele lui sunt bune și rata de germinare sunt undeva la 80%. Iată, acești bananieri din semințe de la acel vânzător am crescut și au germinat 80% din semințe. Așa că am luat Musa Velutina, face banane mici și roșii, floarea este roz, așa, super, și înflorește mai devreme ca alte sorturi de banan. Deci eu am 4 soiuri de banan și nu m-ar încurca încă un soi. Deci voi avea 5 soiuri de banan. Sper că va crește. Vom vedea. Hai să vedem semințele. Deci vă arăt cum sunt semințele. Deci adică hai să le plantăm. Iată semințele. Nu sunt multe, dar mi-e ajunge. Semințele trebuie pusă în apă 48 de ore și de schimbat apa o dată pe zi. Și o voi face. Hai să facem lucrul ăsta. Iată, sunt aici câteva semințe, hai să le deschidem și să le punem în apă. A doua zi va trebui să le schimbăm apa. Deschidem, nu le voi pune pe toate, vreo câteva voi pune. Jumate din ele voi pune. Și vom vedea dacă vor germina. Uite cum arată, nu sunt foarte mari, arată normal Musa Velutina. Le voi pune în acest pahar. Și voi pune apă pe jumate de pahar și sperăm să fie totul bine. Am pus semințele, acum turnăm apă de temperatura camerei sau puțin mai călduță, eu am ales puțin mai călduță. Lăsăm așa 24 de ore, apoi schimbăm apa și mai lăsăm încă o dată 24 de ore, apoi le plantăm în pământ. Am pus paharul cu semințe aici la fereastră, la lumină și vom aștepta aici două zile și iată că avem 21 de grade Celsius. Este o temperatură destul de normală pentru asta, pentru semințe, germinare semințe. De fapt este bun 35 de grade și noapte 20, dar cu 21 de grade este destul de normal și vor germina în funcție de cât este temperatura în cameră. Dacă este mai rece, mai greu germinează. Dacă este mai cald, mai repede. Cu atât mai cald, cu atât mai repede. Deci au trecut 24 de ore și trebuie schimbată apa și hai să o facem. Aici voi strecura apa veche și iată, prin așa chestie, prin așa ceva, strecurăm. Uite. Acum trebuie să punem aici altă apă și așteptăm 24 de ore, apoi le plantăm în pământ. Cred că este destul. Au trecut încă 24 de ore, acum va trebui să scoatem semințele și o facem. Apoi le plantăm în pământ. Deci, așa. Iată așa, s-au muiat semințele, acum le vom planta în pământ. Vom umple acest recipient cu pământ și am un sol cumpărat din magazin universal și am adăugat și puțin nisip. Și punem aici, umplem. Este destul. Dar asta nu-i tot, vom adăuga și perlit în acest recipient cu pământ, pentru că el menține, iată aici scrie unde este scris, reduce aciditatea solului, crește rezistența solului contra microbilor de putrezire. Și este foarte bun și eu voi pune în acest recipient. Și voi amesteca. Acum a venit timpul să plantăm aceste semințe de banan.
care au stat în apă 48 de ore și le plantăm în acest recipient. Vedeți cu albul acesta în partea de sus și plantăm sămânța jumate în pământ și jumate în afară, la suprafață. Practic le plantăm, mai nici nu le punem în pământ dacă sunt așa de mărunte semințele. Iată așa. Este o sămânță plantată deja. Încă una. Și le plantez pe toate, că nu sunt multe aici. Le-am plantat. Acum va trebui să le strupim cu pulverizatorul. Eu cred că este destul. Semințele sunt cam mărunte și eu le-am pus câte un semn la toate semințele. Și când mă voi uita la semințe, deja voi ști unde se află sămânța după semn. Și așa mă voi orienta bine. Acum va trebui să le acoperim cu ceva ca să aibă efectul de seră. Și eu voi folosi ziploc. Iată. Punem aici. Și deci închidem ermetic. Umiditatea nu va avea încotro. Va sta umiditatea acolo și semințele sper că vor germina. Doar că trebuie să fie proaspete semințele. Deci vom vedea. Semințele de banan le-am pus la fereastră și eu cred că vor germina în timp de o lună, că așa au germinat cu 2 ani în urmă semințele de banan aiește 2. Și sper că vor germina și velutina. Vom vedea peste o lună, dar poate să dureze și mai mult timp. Depinde de mai multe chestii. Și asta e. Uitați-vă în 2 zile cât a evoluat această frunză de banan. Foarte super, îmi plac bananierii. Și vă mulțumesc pentru vizionare. Lăsați un like, distribuiți acest video și abonați-vă la canal și la al doilea meu canal China Show, cu despachetări din China, colete de pe AliExpress, acolo comandă. Puteți și acolo să vă abonați și distribuiți acest video, puneți like și ne vedem data viitoare. Ciao!